murat, ca să-i spun așa. E atunci când el este în boabă, în moale, este tocat, omoară și îl rugăm în sat. Este mult mai bun pentru vaci, pentru că noi am fost foarte bun prin timpul, pentru că am avut sudozul prost anul trecut. Completam cu boabele. Ce umiditate avea timpul? Umiditatea porumbul 31, 33, 35. Acum depinde de loturi, tu n-ai cum să le nimerești. Dacă aș auzi prima dată, m-aș mira foarte mult să te-a porumbul cu trezis asta în sirobeai. M-aș mira foarte mult. Cum de rezistă? Cum îi dat inoculant în el. Băgat treptat, închis, hermetic, a avut grijă să nu intre dăunători, să nu spargă, trebuie pus pe o suprafață plană, neapărat să nu fie cu urme de vegetație, cu căzi de pietre, să mă știu ce, să păstrează absolut fără nici o problemă.